Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Drumul a fost lung și către și de la Blaj, așa că, dragile noastre campioane de la CSU Voluntari Volei au venit astăzi pe la noi. Eu și colegul meu, Ionel Luțan, stăm de vorbă despre parcursul frumos pe care fetele le-au avut cu Alice Capelovici și cu Alex Netolitski. Complicate nume de familie aveți. Felicitări, dragilor, pentru frumoasa cupă pe care ați pus-o aici între voi în studioul Metropola TV și vă mulțumim tare mult că v-ați făcut timp, că s-a terminat sărbătoarea după atâtea zile și ați reușit să veniți pe la noi. Felicitări încă o dată. Mulțumim și mulțumim de invitație. Ne-ați luat prin surprindere că ne-ați pus imaginile astea și mie cel puțin iarăși mi s-a făcut pielea de găină. Aici, în dreapta mea, cred că încă se abține să... Procesezi mai greu emoțiile, Alexandru? Da, chiar dacă au trecut 3 săptămâni de atunci, cred că ne apropiem de o lună în 3 zile. Faptul că ați pus imaginile acestea ne-a dat așa un mic reminder a ceea ce s-a întâmplat acolo și... Trăirile sunt aceleași. Așa cum am spus, Ionel, drumul a fost lung și până la Blaj, dar și înapoi. Și uite că a fost cu folos. Pentru Drag că Alice, la întoarcere a fost mai greu și cu trofeul în autocar, îți dai seama. Cântărește mult, e greu, e adevărat. Alex, cred că a și desemnat pe cineva să ai grijă de trofeu. Mă gândesc că vreuna dintre jucătoare vrea să ia trofeul acasă. Poate chiar Alice. Acum trebuie să mă dau singură în gât. Era să uităm cupa la Blaj. Eram atât de disperați să sărbătorim fericiți toată lumea că la un moment dat cupa, unde-i cupa? Și am dat-o, cred că, celei mai tinere dintre colegele mele. Ains, e treaba ta să car cupa. Te ocup de ce se întâmplă când te bucuri de ceva și zici, lasă că sigur ia cineva și cupa, lasă, nu mă ocup eu, că se ocupă cineva și toată lumea zice asta până când... Era să uităm. Nu vă supărați! Mai e cu ghinion dacă întoarcem autocarul, știi, cam așa. Da, auzi, drag Alice, mă, și gândeam, zic, la primul popas, probabil că pe drumul de întoarcere au fost astfel de evenimente, acolo, la locația respectivă, da, cine este? Echipa campioană de volei. Dom'le, dar nu faceți noi o poză cu trofeul? Hai că-l aducem! Ei, unde-i trofeul? A rămas la Blaj. Mergem după el înapoi. Nu, trofeul a avut locul lui separat în autocar. Toată lumea făcea poze, zici că era la muzeu. I s-a pus și centura? Cred că da. Da, i s-a pus centura. Adevărul că era păcat să fie... Trebuia să avem grijă de el. Era bebelușul. Bineînțeles, pentru că este muncit și pentru că a fost un sezon și un parcurs foarte bun pe care echipa l-a avut. Alex, stresul a fost destul de mult pe tine, nu-i așa? Remarcă încă au apărut stresuri noi, dar să știi că avem 45 de minute în care putem să ne relaxăm. Nu cred că sunt suficiente pentru a povesti absolut tot. Absolut toate momentele prin care am trecut în acest sezon extraordinar de dificil din toate punctele de vedere. Și da, stresul a fost la un nivel extraordinar de mare, un nivel de stres care pe mine personal, fiind la început încă în această direcție, în această meserie, în acest job, m-a maturizat foarte mult și m-a ajutat să învăț să gestionez altfel lucrurile. Alice, cum a fost pentru voi acest parcurs și cu ce așteptări ați plecat la drum la începutul sezonului? Pentru că vorbim totuși de un proiect care e mai tânăr decât altele, care oricum avea așteptări destul de înalte pentru că au existat rezultate precedente care automat vă făceau să vă gândiți la trofeul pe care astăzi îl aveți. Dar știi cum e, și pașii ăștia mici se fac cu realism. Da, într-adevăr, noi am pornit ca și proiect pas cu pas.
Acum 2 ani am luat medalia de bronz, care iarăși a fost neașteptată, ca să zic așa, nimeni nu ne dădea credit. Anul trecut a fost ceva mai greu, însă la începutul sezonului echipa a fost făcută în așa fel încât să putem să ne batem pentru medalia de aur. Însă în momentul în care a început sezonul, nimic nu a mai stat așa cum ne-am așteptat noi. A fost un sezon, cum a zis și Alex, extrem de greu. Nu ne mai așteptam, sincer, să ajungem la rezultatul ăsta, pentru că cred că dacă făceam un film, câștigam multe premii la ce s-a întâmplat acolo. Am avut, cred că am schimbat 3 antrenori, da? Da. Într-un singur an, ceea ce nu știu unde s-a mai văzut. Și a fost foarte greu să ne readaptăm cu fiecare antrenor pe care l-am avut, pentru că fiecare cerea de la noi altceva. Și totul trebuia făcut într-un timp... Și în campionat, în timpul competiției. Da, în timp real. Erau făcute toate schimbările și am avut noroc, cel puțin că am fost sănătoase sau am încercat să ne ținem sănătoase cât am putut. A fost o muncă de echipă și a staff-ului și a fetelor să putem să rezistăm, să vedem la ce urmează, la ce se întâmplă. Dar apropo de asta, Liz, dacă îmi dai voie, schimbările sunt importante când vine un alt antrenor? Probabil că fiecare are metodele domnului de lucru, este clar. Nu poți schimba foarte, foarte mult, dar ceva modificări sunt făcute, nu? De la un antrenor la altul. Și iată că rezultatele finale chiar dau dreptate celor care conduc echipa, nu? Până la urmă. Eu am spus, chiar i-am spus și antrenorului, ultimului antrenor pe care l-am avut, Giovanni Caprara, că a fost o plăcere să lucrez cu el și părerea mea este că dacă dânsul nu venea la echipă, noi nu aveam nicio șansă să vorbim acum în formula asta și cu trofeul lângă noi. Adică schimbarea majoră a fost făcută de el. Într-adevăr, și noi ne-am mobilizat altfel, a știut ce să facă cu fiecare dintre noi, a știut să scoată practic ce e cel mai bun de la fiecare. Exact. Cum au venit schimbările astea, Alex? Pentru că nu sunt nici decizii ușor de luat, nici ușor de gestionat în momentul în care poate pleci la drum cu o așteptare în urma unei schimbări de tipul ăsta, dar care nu se concretizează în ceea ce tu-ți dorești. Cum a fost pentru voi și pentru tot staff-ul în ideea în care, ok, avem scopul ăsta, trebuie să facem tot ce ne stă în putință și în măsură să-l atingem? Da, noi am început acest sezon cu același antrenor pe care l-am avut și în ultimii 2 ani, doar că schimbările majore pe care le-am avut în lot și automat aducând jucătoare cu mai multă experiență, cu CV-uri bogate și așa mai departe, i-a făcut-o în așa fel încât să îi fie foarte dificilă misiunea de a le coordona și de a le îndruma către scopul nostru și către țelul și obiectivul pe care ni l-am propus la început de sezon. Lucrurile cu siguranță mergeau într-un picaj total, motiv pentru care am decis că este nevoie de o schimbare, este nevoie de un șoc la echipă. Moment în care am încheiat colaborarea pe care o aveam cu antrenorul sârb, Milan Ljubicic, și am decis să-l aducem pe Can Derioglu, un antrenor turc despre care știam că este capabil de a ne ajuta să ne redresăm, dar nu a existat chimia pe care cu toții ne-o doream. Moment în care am tras marele loz, am reușit să aducem un antrenor, Giovanni Caprara, cu un CV impresionant, cu un bagaj de trofee de Champions League-uri câștigate, campion mondial cu naționala Rusiei și așa mai departe. Antrenor care a reușit să schimbe absolut tot, de la felul de a gândi, modul în care fetele s-au antrenat și automat au transpus în meci ceea ce făceau în antrenament. Schimbă foarte mult, Alice, detaliile când vine un antrenor în vestiar cu un asemenea CV, rândul jucătoarelor, participarea este cu totul alta, eu știu, răspunsul vostru pe teren. Eu cred că în momentul în care vine un antrenor, CV-ul rămâne afară. Da? Eu cred că vii cu partea umană, cu partea tehnică și cu tot ce ai acumulat tu până atunci. Adică CV-ul într-adevăr este, dar dacă tu nu reușești să te conectezi cu jucătoarele și nu le faci să aibă încredere în tine că ce spui tu așa e, eu cred că nu contează.
Deci asta rămâne puțin în spate, ceea ce lucrezi practic acolo. Dar CV-ul ăsta îți impune respectul pe care trebuie să-l acorzi, îți evident. Îți impune momentul în care ai ajuns prima oară, dar zi de zi la antrenament tu nu mai stai, tu nu lucrezi cu CV-ul, tu lucrezi cu omul. Și ai mare încredere în ceea ce spune dumnealui, nu? Rezultatele anterioare erau de un alt nivel și cu siguranță sporea încrederea, nu? Și modul în care s-a raportat și el la noi. Adică el n-a venit să ne ia cumva de sus. Exact. El ne-a spus din primul moment că el are încredere în noi, că de-aia ne-a ales să vină să ne antreneze și că pentru el singurul obiectiv este câștigarea campionatului. Automat respectul se câștigă, nu se impune. Asta. Cumva respectul este impus la rândul lui de rezultatele care până la urmă te pun pe un anumit piedestal. Dar în același timp, degeaba doar rezultatele dacă tu ca și persoană nu reușești să câștigi respectul echipei pe care urmează. Adică eu asta am simțit de la început. El ne-a tratat, în primul rând că a făcut în așa fel încât să ne integreze pe toate, să ne dea un rol fiecăreia dintre noi. Și atunci am știut că tragem toate în același sens. Cred că asta a fost foarte important. Și în momentul în care am început să câștigăm, cumva asta ne-a dat și nouă încredere și automat mai multă încredere și în el. Că automat din bine mergi doar în mai bine. Într-adevăr, dacă să gestionezi, la antrenament, că dacă ți se urcă un pic la cap, nu e. Păi nu, asta era că nu ne lăsa să ni se urce la cap. De fiecare dată ne spunea că trebuie să mai adăugăm încă ceva dacă vrem să ajungem la ce ne-am propus. Și cumva asta mi-a plăcut foarte tare că în fiecare zi la antrenament ne spunea îmi place că lucrați, îmi place că sunteți aici și vă doriți să munciți, însă aduceți-vă și creierul. Da, dar asta era foarte important. Da, iată, Alexandru, ce frumoasă asociere, spun eu. Pare să fie anul surprizelor, deci până la urmă putea cataloga câștigarea titlului de către CSU voluntar la acest capitol. Iată că și la băieți nou, cei de la Corona Brașov, și iată că vorbeam de un tehnician cu mare experiență, Giovanni Caprara, aici la echipa feminină. Dincolo, la început de drum, Laurențiu Lică este cel care aduce titlul la Brașov. Și ce frumos, vorbim de un antrenor român la început de drum, iar aici de un om cu mare experiență. Da, exact. Eu nu știu foarte bine pe Laurențiu, doar din povești și din ceea ce am mai auzit. Din lumea volei, am înțeles că este un om extraordinar de ambițios și care a făcut absolut pe lângă acest lucru, un jucător foarte bun, dar mă refer pornit la, fiind la început de drum în această postură de antrenor. Să ieși titlul din start, pare ceva de vis. Extraordinar este. Absolut extraordinar ceea ce a reușit acolo. Mă și gândesc, dacă nu las voi puțin, poate să avansez eu prea mult, Alice, când va deveni antrenor, să câștige primul titlu în primul an de mandat. Adică ar fi fantastic. Mai avem până acolo. Să dea domnul, da. Așa sper. Oricum, planul, dacă ai observat, planul l-ai deja făcut. E bine că noi ți-am organizat. Am opțiuni. Exact, noi ți-am organizat viața, am organizat și ceea ce se întâmplă. Mulțumesc. Mulțumesc că trebuie să emitem în univers exact, ca să se materializeze. Exact, suntem la capitolul de manifestat. Alex, cum a fost când în sfârșit ați realizat că ați făcut alegerea potrivită și lucrurile au început să se materializeze prin meciurile câștigate? Te-ai mai relaxat un pic sau nu? Sincer să fiu, după primele 3-4 meciuri pe care le-am disputat cu el la cărma echipei, ajungeam în sală și eram prea liniștit și nu înțelegeam ce se întâmplă. Zic, după tot stresul, după toată agitația, după felul înverșunat în care mergeam la fiecare antrenament, în ideea în care să încercăm să schimbăm ceva cumva, în momentul în care el a apărut și am legat un șir de victorii, automat a crescut încrederea și așa mai departe, după cum v-am spus și mai devreme, Doamne, de ce sunt atât de liniștit? Doar că și discuțiile pe care le aveam în afara sălii cu el mi-au oferit această încredere și liniște. Iar perioada pe care a petrecut-o aici m-a ajutat foarte mult să înțeleg și să văd un pic altfel lucrurile decât o făceam la început. Da, tu, Alexandru, dacă n-ai voie, care a venit într-o familie de basketbaliști, deja ai devenit un nume cunoscut la volei. Da. Da, într-adevăr. Poate foarte multă lume s-a aștepta ca tu să continui tradiția familiei și să fii undeva sub panou. Iată că ai preferat la fileu. Da, am primit șansa și oportunitatea cu ajutorul fostului mare basketbalist Virgil Căruțașu de a fi aici. Și automat, ducând acest nume mai departe în lumea sportului, am avut o mică obligație față de ei și în special față de tata să duc numele mai departe în lumea sportului și să am rezultate cât mai bune. Și rezultatele, iată că au venit și vreau să stăm de vorbă și să aflăm cât mai multe lucruri din interiorul echipei campioane de data aceasta. După o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat.
Era păcat să nu se vadă și zâmbetul de pe echipul celeilalte Alice de astăzi din studio, pentru că imaginile încă nasc câteva emoții, chiar dacă le-am mai văzut deja de două ori. Și din nou cu felicitări și cu atmosferă de sărbătoare. Zim cum s-a simțit atunci, în momentul acela, pentru că cei de la Alba Blaj, acolo și staful și fetele și toată lumea, treabă serioasă și la ei, deci n-a fost chiar atât de simplu. Da, pentru, nu știu, cumva, în momentul în care am început play-off-ul, noi n-am mai pierdut niciun meci. Și de la meci la meci am prins și mai multă încredere, însă, cum am mai spus, venea la antrenament și ne spunea să nu, adică ne-a ținut conectate, nu ne-a lăsat să ni se pară că va fi mai ușor sau că doar pentru că avem 2-0 în finală va fi ușor. Nu, ne spunea de la început tot ce trebuie să auzim, în așa fel încât să rămânem conectate. În meciul 3 știam că va fi mult mai greu decât tot ce am jucat până atunci, pentru că jucam la ele acasă, la Alba Blaj. Presiunea care era presiunea foarte mare. Bine, oarecum presiunea acum era mai mult la ele, pentru că aveau de câștigat mult mai multe meciuri, practic, decât noi, dacă voiau să ne ajungă. Însă publicul din Alba Blaj știam că va fi ostil. Totul cumva ne era foarte greu. Însă cred că tocmai faptul că am rămas conectate, că am jucat în echipă și că fiecare a adus ce a fost mai bun, practic, pentru că eram și foarte obosite. Veneam după un sezon foarte greu în care cumva ne-am strâns ultimele resurse. Automat și tot stresul acumulat. Stresul, da. Noi n-am putut să ne bucurăm. Noi nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat. Visul de a avea aproape o realizare foarte mare și automat... Da. Noi n-am realizat ce s-a întâmplat până când ne-am întors la voluntari și practic toată lumea ne-a așteptat cu bucuria. Ca pe campioni. Da. Adică de-abia după ce am realizat, după ce s-a încheiat totul, am realizat ce s-a întâmplat. Și așa cumva ne-am relaxat. Într-un demers de genul ăsta, Alexandru, cred că fiecare ingredient contează. Antrenor, jucătoare, staff, fiecare om a contribuit cu ceva la locul lui acolo. Altfel nu se poate să ajungi la marea performanță. Cu siguranță, fără un grup unit, pornind de la conducerea primăriei până la doamnele de servici, până la administratorul sălii și absolut toată lumea care face parte din acest club, cu fiecare bucățică și cu fiecare părticică au contribuit la acest succes incredibil pe care l-am avut anul acesta. Fără absolut toți implicați, din toate punctele de vedere, nu am fi reușit să realizăm această mare reușită. Și nu vedeam cu trofeu aici. Exact. Și pentru că știu foarte bine că la CSO Voluntari toată lumea se comportă ca și o familie și suportul băieților de la basket a contat într-o oarecare măsură, presupun. Cei băieții de la CSO Voluntari basket au luat bronzul de data aceasta. O să discutăm la telefon în scurt timp și cu Ionuț Georgescu. E o relație frumoasă între voi ca și echipe. Da, chiar ne-am susținut unii pe alții la toate meciurile. Și contează, pentru că chiar înainte de meciurile din play-off ale băieților ne-au pus imaginea noastră cu cupa și așa, și spuneau băieții că de fiecare dată când intrăm în sală ne uităm la imaginea asta și ne mobilizează și pe noi ca să ajungem în același loc. E mai mare bucurie, Alice, când învingi principala contracandidată chiar pe terenul ei. De fapt, acest campionat putea rezerva orice final, cred. Până la urmă, iată că din fericire am învins CSO Voluntari. Diferența valorică nu este foarte mare. Da, a fost într-adevăr un campionat în care echipele au fost foarte apropiate ca și valoare. Oricând se putea întâmpla orice. Ca dovadă, noi am plecat de pe locul 7 sau 8, dacă 7. Nu, pe 7. Adică e wow. Însă a contat la final, au contat detaliile la final.
Așa cum am... Că revin la băieții un pic de la basket, tocmai ca să reușim să vorbim și cu ei și despre, și despre ei. Consider că se întâmplă destul de rar între echipele, chiar și aceluiași club, să aibă o susținere de tipul ăsta și la toate categoriile. Adică, ok, voi sunteți echipele principale, nu vreau să spun cele serioase, dar cele care au ceva mize un pic mai mari față de restul secțiilor care sunt mai copiii de la karate, mai cei de la atletism, mai din toate direcțiile, e o susținere colectivă la voi. Da, acolo. Chiar și cei de la atletism îi vedeam tot timpul care la meciuri. Care și 100 de medalii așa, da, pe rând, atunci când vin aici în platou, nici nu mai știi câte, cum, cine, aoleo, tot ei, stai de la karate, aoleo, Ana, câte ei mei lor. Da, dar chiar au fost foarte drăguți, ne-au susținut tot timpul, ne trimiteau mesaje pe grup, adică chiar i-am văzut acolo și cred că a contat suportul fiecăruia dintre ei. Care crezi, Alex, că este undeva cheia succesului rezultatelor pe care clubul le are la toate categoriile? Faptul că lucrăm în echipă, după cum ai spus și tu mai devreme, se simte că suntem ca o familie și că toți suntem foarte montați și concentrați și focusați spre același cel, să avem rezultate cât mai bune, să creștem și să umplem vitrina clubului de trofee, un club care se află la început de drum, mă refer în marea performanță, și sperăm ca acest trofeu să fie doar începutul dintr-un lung șir de alte trofee. Adevărul că la sala Gabriela Sabo, în momentul în care intrați, vitrina de trofee este din ce în ce mai plină și managerul echipei de basket, Ionuț Georgescu, este cu noi prin telefon. Bună, Ionuț! Ce faci și felicitări pentru rezultatul din acest campionat, un trofeu foarte frumos. Mulțumim. Înseamnă mult mai mult decât trofeul în sine. Însumează cumva o muncă întreagă timp de 10 luni, sau mai bine 10 luni pentru unii dintre jucători sau câțiva dintre noi. Dar, într-adevăr, finalul acestui capitol a fost unul memorabil, unul extrem de plăcut. Și ne bucurăm că am făcut tripla acum cu ajutorul colegilor și colegelor de la echipa de volei. Avem medalii de toate culorile, așa că nu ne putem plânge. A fost un sezon cu adevărat reușit pentru toți. Te salut, Ionuț, bună seara! Bună seara, salutare! Iată, dragă Ionuț, aurul în studio, bronzul la telefon! corect. Păi, da, noi... Eu personal mi-am și anulat concediul la mare din vara asta, că bronz deja avem și atunci deja am mers la mare. În schimb, cu aurul, mă bucur că l-auzeam pe Alex puțin mai înainte, în timp ce așteptam în linie și sunt momente frumoase. Întotdeauna primul trofeu este unul cât se poate de special și parcă imediat după ce îl iei, după ce trece euforia, te simți așa și mai încărcat cu pasiune, și mai responsabilizat, și mai pregătit de noi bătălii. Sunt convins că și proiectul de volei va continua pe o linie ascendentă și că, cum a spus și el, acest trofeu este doar începutul. Și, de fapt, nu ar trebui să măsurăm totul în trofee și medalii, fiindcă, vorba aceea, sunt atât de multe cluburi care au dispărut după ani și ani de istorie, de trofee, de medalii și de alte realizări de tinichea, ci în impactul pe care îl avem în comunitate, în viața oamenilor. Am văzut și la volei o sală din ce în ce mai plină. Erau fetițele juniorele noastre care veneau lângă echipa de campioane pentru a trăi acel moment. Și cred că asta contează mai mult decât un trofeu căruia, da, trebuie să-i facem loc în vitrină, că și atunci când am făcut vitrina nu am crezut că se va trebui să o extindem într-un timp atât de scurt, dar ne bucurăm să fim puși în fața astfel de provocări. A trebuit renovată și vitrina, e adevărat. Așa. Sperăm că va mai fi nevoie să fie extinsă și în viitor. Cum a fost pentru tine sezonul acesta, Ionuț? Pentru că ați jucat pe mai multe fronturi și în competiția europeană ați avut un rezultat foarte bun. Cât de greu v-a fost de gestionat? A fost un sezon special și prin prisma faptului că am reconstruit o echipă aproape de la zero,
un singur jucător de bază din lotul de anul trecut, un altul care, mă rog, a fost accidentat și a devenit pe parcursul sezonului, astfel că, cu toate că așteptările erau mari, a trebuit să ne focusăm pe dezvoltarea unei chimii, dezvoltarea spiritului de echipă, respectarea standardelor pe care ne-am dorit să le impunem și să le respectăm din ziua 1 în fiecare dintre sezoanele care au trecut. Și a fost un campionat cu suișuri și coborâșuri, dar au fost și momente în care am fost sus și am fost fericit și ne-am bucurat de victorii, dar au fost și foarte multe momente în care am trăit deziluzia unei înfrângeri la limită. Nu știu, meciul din cupă de la Cluj, când puteam să câștigăm și să facem cea mai mare surpriză la acel moment. De asemenea, și aceste două medalii, argintul european și bronzul, au venit cu un mix de sentimente, fiindcă, pe de-o parte, a fost mândria de a juca un basket foarte bun, un basket spectaculos, de a fi din nou printre echipele remarcate în această ediție. Pe de altă parte, în finala europeană am fost la un minut distanță să punem mâna pe trofeul cel mare, care a fost o performanță uriașă, România având doar un trofeu european în toată istoria basketului intercluburi. La fel în meciul 5 de la Oradea, după ce am arătat caracter și am împins seria decisiv. Dar la final, acum că ne-am mai liniștit și putem analiza la rece, cu siguranță putem pune acest sezon în dreptul celor pozitive și toată lumea merită felicitată, jucătorii în mod deosebit, antrenorii care au făcut o treabă grozavă, staful medical, voluntarii, oamenii de la birouri și toți cei care susțin acest proiect care crește pe zi ce tot mai frumos. Da, Ionuț, când vorbim de basketul de la voluntari, vorbim de certitudine, nu? Și cu siguranță parcursul european va fi reluat în toamnă. Din nou, la ediția de campionat care urmează, obiectivele vor fi în alte certitudine și continuitate CSO Voluntar Basket. Performanța obligă. La nivel european vom concura din nou în European North Basketball League. Aveam opțiunea de a juca și în FIBA Europe Cup în grupe, însă formatul din ce în ce mai bun al NBL și faptul că putem evolua în sala Gabriela Szabo în meciurile de pe teren propriu, care vor fi 4 la număr în sezonul viitor, toate aceste aspecte ne-au făcut să mergem pe continuitate și să încercăm să ajungem din nou într-o fază avansată a competiției, iar în Liga Națională, cred că deja în momentul în care se vorbește de derbiuri cu CSO Voluntar, se vorbește de CSO Voluntar ca de un contender pentru trofee și cred că asta spune totul. Mai departe, trebuie doar să fim noi împăcați în fiecare zi că facem totul la standardele pe care le-am setat, fiindcă ele sunt sus, chiar mai sus decât se așteaptă unii sau alții de la noi și că până la urmă, chiar dacă suntem un club cu 4 ani vechime, practic am trecut și noi școala primară în Liga Națională, reprezentăm cu succes Sudul și suntem cu siguranță cel mai coerent program de basket din această zonă a României. Felicitări încă o dată, Ionuț, din partea noastră și îți mulțumim tare mult pentru timpul acordat și ținem aproape și pentru următorul sezon. Îți mulțumim tare mult pentru telefon. Cu mare drag și încă o dată felicitări și băieților și fetelor de aur de la volei care sunt reprezentați astăzi în studioul dumneavoastră. Ne bucurăm mult pentru ei și de fiecare dată când voleiul și basketul s-au înțeles și s-au motivat unul pe celălalt în performanțe, lucrurile au ieșit de minune. Astfel că sunt foarte fericit pentru rezultatele obținute și de către colegii noștri, fiindcă le sărbătorim în familie și ne mândrim cu ele în familie. Așa și trebuie. Mulțumim mult, Ionuț. Seară frumoasă! La revedere! Vă
lucrez în familie și știi cum e, că nu e speech-ul ăla ca la corporație, știi, când te duci la interviu și vii la fata de la HR sau cine așa. Noi aici suntem ca o familie și nu, că nu suntem ca o familie din obligație că venim la muncă și că suntem cu toții plătiți de același om, nu, ci pentru că faci asta dacă simți sau dacă nu, că nu te obligă nimeni. Nu, chiar am fost într-o familie și cred că cel mai important a fost că în momentele grele ne-am susținut unii pe alții. Pentru că sportiv fiind, cumva știți cum să gestionați eșecul altuia sau momentele mai puțin bune? Pentru că și ei au avut momente foarte grele în timpul sezonului și noi la fel. Și cumva am reușit să ne susținem unii pe alții și cred că aici s-a format conexiunea asta foarte puternică. Și între noi, ca și jucători, și cu staff-ul și cu clubul, adică am avut parte de susținere din partea tuturor. N-a venit nimeni în momentul în care a fost foarte greu să cumva să ne pună piciorul pe noi și să ne spună că dacă nu vom avea rezultatele... Da, se întâmplă X sau Y consecințe. Da, vor fi următoarele repercusiuni. Nu. Adică chiar am avut din partea tuturor susținere. Și asta a contat și ca dovadă că da, s-a văzut. Se vede, între voi. Da. Dar iată, Alexandru, că performanța nu înseamnă doar bucurie, nu? Și satisfacție, ci și probleme. Tehnicienul echipei, nu? Pleacă în Italia, din câte știm, se desparte de CSO voluntar și vă pune la treabă pe voi care conduceți clubul, secția, să căutați un tehnician, probabil, de aceeași anvergură. Da, din păcate el a decis că este momentul să se retragă în țara natală și în orașul natal. Mai glumeam noi după ce s-a terminat campionatul și am zis, băi, nici acum nu... Poate îl convingem să rămână. Convingem vreun fel să mai rămâi un singur an, pentru că el mi-a motivat și mi-a spus, Alex, crezi că după 40 de ani merit și eu să merg să dorm în patul meu? Mă duc la antrenament și de la antrenament de la sală unde voi lucra la echipa respectivă, am 20 de minute până acasă. Și am zis, ok, a fost plecat 40 de ani. Ce mai un an? Exact, asta am spus. Auzi și la o, adică dacă știi sentimentul, acasă ești unde ți-e sufletul. Și la o, adică hai că făceam într-un fel, luași cetățenie. Da, noi tot am încercat. Am încercat și prin intermediul soției dumnealui, care a fost o foarte mare voleibalistă. Care trebuia să fie totuși... Am încercat să... Ea dorea să achiziționeze un apartament în zona de nord a orașului. Am zis că poate așa mai încercăm da, și da, noi. Da. Am început, am sunat pe la agenții tot imobiliare. Scheme, poate reușim cumva în vreun fel. Să elegant, fie patul de acasă, da. Mai aproape, exact, bineînțeles. Exact, asta am spus și noi, că îi putem crea toate condițiile, doar că după o carieră atât de longevivă și cu rezultate atât de mari, cred că merită și el să fie acasă, alături de familie și de cei dragi. Automat, cred că e și sentimentul ăsta, dar planurile de viitor n-au cum să se oprească aici, așa cum a spus și Ionuț, performanța cere performanță și... La ce să ne așteptăm pentru perioada următoare? Deja am decis cu cine vom lucra în sezonul următor. În urma unor discuții pe care le-am avut chiar cu dânsul, cu domnul Caprara, am decis să mergem tot pe firea asta italiană și să lucrăm cu un fost colaborator de-al dumnealui din perioada în care acesta a fost la Piacenza. Stefano Saia este numele lui, cu care deja am conturat 95% din echipa pe care o vom avea sezonul următor și cu care vom porni în drumul nostru european și implicit în Champions League. Cât contează, dragă Alice, omogenitatea la volei? Pentru că știm foarte multe echipe care în pauzele astea, destul de lungi din câte știu eu, între campionate schimbă foarte mult garnitura. Omogenitatea pare să fie acolo unde ea există un altul foarte important în perspectiva sezonului care urmează. Și eu cred la fel că e importantă omogenitatea într-o echipă, pentru că ajungi să te cunoști cu jucătorii, cu staff-ul, cu antrenorii. Știi cumva de ce are nevoie fiecare și ăsta e un lucru destul de important. Totodată este și e bine să aduci îmbunătățiri, însă e foarte greu să construiești o echipă de la zero de fiecare dată și să aștepți rezultate notabile. Da. Adică trebuie să existe o continuitate, așa cum a fost la noi în cadrul echipei la CSO Voluntar, pentru că am plecat de jos în momentul în care echipa a urcat în prima ligă și totul s-a creat pas cu pas. Nu e timp de vacanță, deși bronzul ar putea să mă contrazică puțin, dar ne permitem să avem aceste gânduri. Nu e foarte frumos oricum, e apreciat, stai liniștită. Mulțumesc, apreciez. Vacanță, dar acum trebuie să pășești din nou la treabă și împreună cu echipa să aveți ce așteptări aveți pentru parcursul european.
Cu siguranță, jucând acum, încercând să jucăm într-o competiție mult mai, cea mai importantă competiție, va fi mult mai greu. Va fi o muncă din ce în ce mai grea să reușim să ne cunoaștem. Încă nu știu cum va arăta echipa 100%, dar cu siguranță că am prins experiența acum și știm probabil unde să lucrăm, unde să adăugăm niște lucruri și în speranța aceasta să reușim să ne batem cu cele mai bune echipe din Europa. Tu oricum ai deja o experiență și cumva asta, să zicem că ajută și echipa și ești ca un pilon de stabilitate în ceea ce privește. Da, dar a fost și pentru mine un an foarte greu în care am învățat foarte multe lucruri și cumva cred că asta înseamnă pentru mine succesul. Să reușesc să adaug cât mai multe lucruri și cât mai multă experiență la CV-ul meu, așa, între ghilimele, de sportivă. Da, Alexandru, CSU voluntar campion acum va avea de suportat asaltul celorlalte echipe care se vor întări în această perioadă și vor încerca, nu, sportiv, să detroneze campioana. Cred că nu le va fi ușor. Cu siguranță nu le va fi ușor, mai ales că venind cu încrederea câștigării trofeului automat, consider că am câștigat puțin mai mult respect din partea tuturor celorlalți și vom fi tratați un pic altfel, diferit față de cum a fost până acum, dar după cum spunea și Alice, urmează o etapă nouă pentru noi, să jucăm în preliminarele Champions League și de ce nu să reușim... Ce frumos sună cuvântul ăsta! Exact, minunat! Și de ce nu să reușim să accedem în grupe unde, după cum spunea și ea, vom putea întâlni cele mai importante echipe din Europa și automat unele dintre cele mai bune jucătoare din lume. Vorbim de diferențe majore de la o țară la alta, vis-a-vis de bugete, vis-a-vis de vechime, vis-a-vis de seriozitatea sau poate, nu știu, importanța care se alocă sportului în alte țări, nu doar voleiului în principiu, ci tuturor sporturilor, dar cu toate astea, fetele noastre am încredere că sunt pregătite, că trebuie să mai ieși un pic de răutate, zic eu, acolo, constructivă, bineînțeles, astfel încât să îi detronezi chiar și pe cei mai buni ca tine. Da, este imposibil. Fără acea răutate și fără acea ambiție, este imposibil să realizezi ceea ce am reușit noi. Dar cum e, Alice, pentru o participare europeană notabilă și campionatul trebuie să fie puternic. Cu cât partidele sunt mai disputate, mai puternice, iar oponența este mai tare, echipa are doar de câștiga, nu? Într-o competiție puternică. Cu siguranță. Competiția este bună în toate cazurile. Și ca și competiție, și într-o echipă e bine să existe cât mai multe jucătoare foarte bune ca să existe această creștere, practic. Eu cred că e benefică, dar cum a spus și Alex, în momentul în care e important să te și menții acolo. Adică am câștigat trofeul ăsta, acum e important ce facem de acum încolo, în așa fel încât să putem crește și să ne menținem statutul. Cum se vede voleiul feminin în România acum, mai ales când, așa cum a spus și Ionuț la telefon, acum se vorbește despre derbiuri cu cei de la CSU voluntari. În cazul vostru, cu siguranță, va fi același lucru, de la un proiect nou, tânăr, format, o echipă care a venit așa cu o prosperitate, cu o prospețime, mai și prosperitate și prospețime, clar, și, dintr-o dată, mare amenințare CSU voluntari. Eu cred că doar așa putem atrage și jucătoare bune sub forma asta, vin și adică își îndreaptă atenția către noi și antrenorii buni, pentru că în momentul în care construiești o echipă, foarte multe jucătoare vin după antrenorul pe care știu că îl vor avea. Dacă e deci un cod de încredere. Da, și automat. Atunci, în primul rând, competițiile în care joacă, în așa fel încât să poată să fie expunere. Și atunci sunt foarte multe lucruri care contează și care ajută. Și atunci asta e un lucru important. Ce o să însemne, Alex, expunerea asta internațională pentru CSU voluntari acum? Parcursul european ar trebui să înceapă undeva în jurul datei de 17 septembrie. Vor fi două turnee de calificare. Vor fi câte două sau trei meciuri în grupă în funcție de cum se va trage la sorți. Iar dacă reușim să trecem aceste două grupe de calificare, sper eu să fie cât mai accesibile și să ne faciliteze în așa fel încât să putem face pasul către grupe.
Această postură de campioane, Alice, îți dă mai multă încredere în nou sezon, când pășești pe teren, mai multă siguranță pentru fetele care se vor alinia la startul întrecerilor următoare, având titlul în buzunar, în vitrină? Da, dar în același timp pune și mai multă presiune pe noi. Adică nu ne putem coborî sub un anumit nivel. Dar cu siguranță ne dă multă încredere și cumva multă ambiție să... Am simțit gustul și ne-a plăcut. Rămânem acolo. Automat vrei și mai vrem mult. Mai mult, da. Și totdeauna e mai mult. Uite că acum vin aceste competiții europene, nu? După titlul, pentru că dacă nu luai campionatul, n-ajungeai în aceste preliminarii. Și pașii sunt firesc, așa parcurși, capeți experiență, valoarea există, tehnician italian, ingredientele Alice sunt deja pregătite pentru viitorul sezon. În linii Eu mari. Eram sigură că sunt deja pregătite, aliniate și gata să fie amestecate. Pentru că altă variantă nu este. Alex, după cum vedeți, dacă acum te-ai mai relaxat acum după minutele astea de vorbit, suntem absolut convinși, cum a zis Chanel, sună telefonul imediat cum ieși pe ușă, pentru că treaba ta nu se oprește niciodată și ai automat așteptări și de la tine și de la fete pentru ce urmează. Da, automat. Mai avem puțin să finalizăm și echipa pentru sezonul următor, după cum am spus și mai devreme, dar constant trebuie să căutăm sponsori, să căutăm oameni care să vină lângă echipă și să ne ajute să creștem în continuare. Pentru că, după cum spuneați și voi mai devreme, popularitatea voleiului feminin în momentul de față nu este absolut deloc ridicată. Dar prin parcursul european și prin rezultatele pe care avem, sperăm să atragem cât mai mulți oameni, spectatori, care să îndrăgească și acest sport foarte, foarte frumos. Dar din câte știu, Alice, echipa națională intră în prim plan acum în perioada următoare și unde? La Blaj, nu? La Blaj, da. Normal, le ținem pumnii și cu cât vor avea și ele rezultate cât mai mari, cu atât lumea va fi atrasă de sportul ăsta și oameni care să fie interesați să investească în sport. Noi avem vreo colegă? Lumea vine după rezultate, adică vedem și sporturi la care, hai să fim serioși, dacă mie îmi spune cineva că s-a uitat cineva la not până să fie David Popovici în plan, minte cu nerușinare, nu vă uitați niciunul decât dacă erați rudă cu cineva. Deci așa nu e. Există, nu s-a uitat nimeni la not. Dar asta e valabilă și la noi. Au fost multe meciuri pe la jumatea campionatului când poate miza nu era atât de mare, în care sălile nu erau pline și veneau poate doar oameni din familie, cunoscuți, exact așa cum ai spus și tu. Vine lumea, da. Pentru că vor să vadă ceva nou, vor să vadă rezultatele României în cadrul a ceva. Da, 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 cu siguranță. De-aia am spus că le ținem pumnii fetelor de la echipa națională și sperăm să aibă rezultate cât mai bune. Dar noi, echipa campioană, avem reprezentante la această acțiune? Da, 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 avem. Diana Vereș, Adriana Matei, am uitat pe cineva? Din echipa cu care am terminat acest sezon. Din echipa cu care am terminat, din echipa campioană, ele era și normal, ne reprezintă. Deci ne uităm la Blaj. Da, ar fi trebuit să fie și Denisa Ionescu, care din păcate a suferit în meciul de la Blaj o accidentală destul de gravă. Acum câteva zile a fost operată pentru ruptură de ligamente. Oh, da. Pe această cale îi transmitem toate gândurile bune să se refacă cu răbdare. Și să o vedem înapoi la treabă atunci când spune medicul că e în regulă. Ea fiind desemnată și MVP-ul finalei. Exact. Da, deci cu atât mai... Păi cu atât mai mult să își facă medicii treaba și cu siguranță o fac bine ca să revină în activitate și pentru că mai avem doar foarte, foarte puțin. Alice este și în postura de gazdă de podcast despre sport. Alice, felicitări! Te mulțumesc. Găsesc oamenii pe YouTube. Cum se cheamă? Spune-le. Sport Spirit Podcast este podcastul meu și mă bucur mult că ai menționat treaba asta pentru că exact cum vorbeam mai devreme, îmi doresc ca oamenii să știe despre poveștile sportivilor și ce este în spatele unui sportiv de performanță, prin ce trece, lucruri mai bune, mai puțin bune. Și apropo de asta, înainte de meciul băieților din semifinală, a venit mămica unui copil de la CSU Voluntari și mi-a spus că a urmărit podcastul cu Luca Stohătan, că îl apreciază foarte tare și că foarte multe lucruri de acolo l-au ajutat. Și pentru mine asta e cea mai mare satisfacție, da, dacă a reușit să atingă pe cineva. Bun, mulțumim tare mult, dragilor, pentru prezență. Felicitări din nou și vă ținem pumnii în continuare și vă mai așteptăm pe la noi. Până data viitoare, rămâneți cu Metropola TV. Seară frumoasă!